Sala polivalentă Nadia Comăneci din Onești va intra într-un proces de reabilitare totală după ce Consiliul Județean Bacău a aprobat în unanimitate participarea prin alocarea sumei de 3 milioane de lei. La această sumă se vor adăuga cei 4 milioane 400 de mii de lei obținuți din fonduri europene, iar cofinanțarea va fi împărțită între Consiliul Local Onești și Consiliul Județean Bacău. Sala polivalentă Nadia Comăneci din Onești, un obiectiv emblematic al municipiului, a fost neglijată în ultimii ani. Prezintă proiectul de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu municipiul Onești în vederea cofinanțării proiectului reabilitare sală polivalentă Nadia Comăneci din municipiul Onești. Proiectul de reabilitare va primi finanțare în valoare de 10,5 milioane de lei, jumătate dintre acești bani fiind asigurați de Agenția Fondului pentru Mediu, iar cofinanțarea va fi împărțită între Consiliul Local Onești și Consiliul Județean Bacău. Evidentă intenția și acțiunea de captație benevolente, adică captarea bunăvoinței, se spune. Noi, liberalii, votăm cu toată convingerea acest proiect pentru că Oneștiul, comunitatea oneșteană, merită. Este o comunitate care iubește sportul, care practică sportul, care a avut performanță înaltă. Un proiect care nu captează bunăvoința administrației, cât captează bunăvoința cetățeanului, aș vedea. Ținând cont de faptul că se numește sala polivalentă Nadia Comăneci, nu cred că este un proiect care poate fi pus în discuție sau poate să aibă un ceva îndoielnic în spatele acestui proiect să existe anumite intenții. Nu știu care dintre dumneavoastră la această propunere ar fi zis nu, cu sau fără captarea bunăvoinței administrației. Pe cale de consecință, eu cred că este un proiect care ajută Oneștiul, ajută locuitorii de unde dumneavoastră îi și reprezentați. Așa cum fiecare dintre noi, știți, ne dorim să facem lucruri care să rămână. Toți consilierii județeni au aprobat cofinanțarea pentru reabilitarea sălii polivalente Nadia Comăneci din Onești. Primarul Oneștiului, Laurențiu Neghină, a anunțat că apreciază sprijinul Consiliului Județean, esențial în susținerea comunității locale. Reabilitarea sălii polivalente Nadia Comăneci va îmbunătăți infrastructura sportivă a orașului și va contribui la dezvoltarea sportului în comunitate. După reabilitare, sala va fi deschisă publicului și poate deveni un motor de dezvoltare economico-socială și culturală pentru municipiul Onești, dar și pentru întreg județul Bacău.